Bătrânețe, haine grele și dacă mai pui la socoteală că stai într-un bloc turn unde liftul nu funcționează și dacă mai ai și norocul să stai pe la ultimele etaje unde îți plouă în casă, atunci viața nu mai este viață. Asta îi se întâmplă unui severinan care a acceptat să plătească tot ce a fost de plătit, de la acoperișul pe care l-a luat vântul până la reparații peste reparații, doar să aibă și el o viață normală în casa lui. Nici constructorii, cum au venit, așa au lucrat și s-au făcut nevăzuți, iar omul stă cu ligianele în casă pentru a colecta apa. Ironia sorții este că în timp ce la unele blocuri SECOM întrerupe furnizarea de apă, alții au apă în exces. Astfel, Severinanu nu a mai putut răbda și a dorit să facă totul public. La dozele electrice, vedeți aici pe colț, ne plouă în baie, în bucătărie, în debaraj și pe hol, plus în camera mare. Proaspătă și aici. Este... Vedeți? Bine, și holul de aici, pa. Și în debaran, să-ți iau tavanul în debarare. Da. Deci și aici, asta e proaspătă, acum. Da. Uitați aici în baie, un vinjet. Și după aia mergem și sus, să vedeți. Care sunt nemulțumirile vis-a-vis de acoperiș? Nemulțumirile administrația blocului nu se ocupă de îngrijirea blocului. Vedeți, blocul a ajuns în stare degradabilă, și exterior, și interior, liftul la fel. Acum o să vină alți bani, lumea să plânge că nu au bani, au plătit odată acoperirea și a luat vântul, acoperișul și a distrus și oamenii, vorba aia, vedeți că e criza asta de financiară, n-au de un pensiile mici. Nimeni nu numărește pensiile. După ce într-un final s-a pus de comun acord cu reparația acoperișului, a mai venit o firmă care s-a grăbit să demonteze vechiul acoperiș de pe casa liftului. Dar la omul sărac, nici boii nu trag. Și astfel, odată cu venirea ploilor, liftul nu a mai fost funcțional și ține-te să fii bătrân și bolnav, să urci și să cobori 9 etaje cu plase și bagaje. Azi dimineața a mers liftul. Acum nu mai merge, că s-au grăbit să descopere casa liftului. Deși nu trebuia. Sunt persoane care... Nu gândesc, bă, stai, facem întâi terasa, acoperișul blocului și după aia să luăm casa liftului. S-a grăbit să dea jos materialele pe casa liftului, acum au venit ploile, acum au oprit și liftul. Acum trebuie schimbat și liftul, iar regia va fi mai scumpă în medie cu 150 de lei pentru fiecare apartament și vor apărea alte probleme financiare. Blocul în cauză este situat pe bulevardul Carol I, în apropierea tribunalului Mehedinți. A venit un tovarăș ce acum, ieri, marți, și-a vorbit că ne costă numai 250 de milioane, prima rată la lift, ca să schimbe liftul, să ne aducă un lift nou. Dar va veni pe cap de familie cam 1.000.000, 1.500.000. Vă dați seama, când se va adăuga și asta la regie și la ceva, va vrea cineva, ori urca, exact cum s-a întâmplat cu dumneavoastră.